Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană, iată titlurile ediției. Au fost găsite trupurile celor doi bărbați dispăruți în Dunăre. Giurgiuvenii nu vor apă caldă în apartamente. Giurgiu se mândrește cu un singur parc european. Cresc salariile și pensiile, dar și prețurile. Suflet tânăr, o nouă emisiune în grila TV Giurgiu. La mai bine de 48 de ore de la producerea tragediei de pe Dunăre au fost găsite cele două trupuri ale bărbaților dispăruți duminică. Este vorba de Pavel Gruia, directorul ANIF Ilfov, și giurgiuveanul George Durbac, consilier la APIA Giurgiu. Scafandrii au descoperit la circa 100 de metri distanță de locul în care s-a răsturnat barca. De dimineață, patru scafandri profesioniști de la ISU București au venit pregătiți pentru a căuta trupurile celor doi bărbați dispăruți duminică în apele Dunării. Deși de dimineață apa nu avea mai mult de 3 grade Celsius, căutările au fost amplificate în sensul că scafandrilor li s-au alăturat două bărci ale ISU Vlașca, o barcă a Poliției de Frontieră, dar și un echipaj de la ANIF Ilfov. S-au folosit chinci, plase, un sonar de ultimă generație, însă tot ce s-a găsit până la orele amiezei a fost doar una din armele de vânătoare ale celor aflați în barcă. După alte ore de căutare, scafandrii au descoperit, puțin după ora 15, trupul neînsuflețit al unuia dintre dispăruți, Pavel Gruia, directorul ANIF Ilfov. A mai trecut o oră și a fost găsit și trupul celui de-al doilea bărbat dispărut, giurgiuveanul George Durbac, consilier la APIA Giurgiu. Trupurile neînsuflețite ale celor doi bărbați sunt depuse la morga Spitalului Județean Giurgiu pentru efectuarea necropsiei. Vă reamintim că duminică o barcă pescărească în care se aflau 10 persoane s-a răsturnat în dreptul insulei Ostrov. 7 persoane s-au salvat, în timp ce 3 au murit. Studenții giurgiuveni care vor să lucreze în Germania pe perioada sezonului estival mai au timp până la jumătatea lunii februarie să aplice cererea lor pe internet. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu a prelungit selecția pentru cei care vor să muncească la vară în străinătate. Inițial, perioada de selecție a studenților pentru un job în Germania s-a desfășurat în intervalul 7-24 ianuarie. AJOFM Giurgiu a anunțat recent prelungirea acestei selecții. Astfel, studenții au timp până pe 15 februarie să aplice pentru un loc de muncă în Germania pe perioada vacanței de vară. Participanții trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, să fie studenți sau masteranzi la o facultate de stat sau particulară acreditată la cursuri de zi și să cunoască foarte bine limba germană. Doritorii trebuie să prezinte o serie de acte necesare participării lor la selecție. Documentele necesare sunt următoarele: copii, act de identitate sau pașaport, fișa de solicitare, model tipizat. Aceste modele se găsesc postate pe site-ul Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București, respectiv www.bucuresti.anofm.ro, adeverință de la facultate în care se specifice anul de studiu și ce tip de studiu urmează, dovada acreditării în cazul facultăților particulare, copie de pe foaia matricolă, recomandarea de la unul dintre profesorii de la facultate, 3 fotografii de pașaport și copie a carnetului de conducere, dacă este cazul. După întocmirea dosarului, participanții îl vor depune la Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București, strada Spătaru Preda, numărul 12, corp clădire A, parter, sector 5. De asemenea, vor susține testul de limba germană până la data de 15 februarie.
Tichete gratuite sau taloane speciale de călătorie, acestea sunt drepturile stabilite recent pentru pensionari, veterani și văduvele de război. Beneficiarii acestor facilități sunt scutiți de anevoioasa activitatea de contării biletelor de călătorie utilizate, mai ales că identificarea instituțiilor responsabile pentru decontare era dificilă. Și la Giurgiu, ca în toată țara, membrii Asociației Județene a Veteranilor de Război au primit recentele prevederi ale guvernului referitoare la utilizarea tichetelor de călătorie gratuită și a taloanelor speciale. Pensionarii, veteranii și văduvele de război beneficiază de aceste drepturi până la 1 ianuarie 2015. În prezent, în cadrul filialei noastre, avem 524 veterani de război, 19 invalizi de război, 71 văduve de război și 2141 văduve de veterani de război. În total 2665 de persoane. Acestea urmează să beneficieze de aceste drepturi începând din luna februarie, când se vor elibera noile tichete de transport. Guvernul a adoptat respectiva măsură pentru eliminarea dificultăților legate de decontarea biletelor de călătorie utilizate de membrii Asociației Naționale a Veteranilor de Război. Giurgiuvenii nu mai au apă caldă în sistem centralizat de mai bine de 10 ani. Mai nou, societatea de furnizare a agentului termic își dorește să reia acest serviciu către populație. Rămâne de văzut dacă proprietarii de apartamente își mai doresc acest serviciu și dacă instalațiile vechi de apă vor mai fi funcționale după atâta timp de nefolosință. Mai toate scările de bloc în municipiul Giurgiu au afișat zilele trecute o adresă din partea Societății de Furnizare a Agentului Termic Giurgiu. Conținutul acesteia face referire la faptul că scutul intenționează să reia furnizarea apei calde în rețeaua centralizată. Nu se mai furnizează apă caldă de foarte mulți ani de zile. După știința mea, pentru majoritatea blocurilor din Giurgiu s-a trecut de 10 ani. La blocuri s-a adresat cetățenilor solicitarea să se exprime în formă organizată, pentru că e firesc să fie așa, trai un comun presupune o anumită unicitate în opțiuni, să se pronunțe privitor la opțiunea respectivă de a primi sau nu apă caldă și, dacă da, continuitatea necesară, anual sau semestrial. În adresă se arată că în cel mai scurt timp posibil, cetățenii sunt rugați să-și exprime opinia privind consumul de apă caldă, precum și precizarea gradului de continuitate al acestui serviciu pe tot parcursul anului, ori sezonier, fie iarna sau vara. De asemenea, scutul mai aduce la cunoștința proprietarilor faptul că furnizarea apei calde de consum la nivelul scărilor de bloc este condiționată de starea instalației interioare de distribuție, în speță țevile din interiorul apartamentelor. Proprietarii sau chiriașii apartamentelor sunt de asemenea informați că trebuie să anunțe furnizarea despre starea acestora și eventualele reparații ce trebuie făcute pentru ca instalația să suporte furnizarea apei calde. În perioada următoare, conducerea Societății de Furnizare a Apei Calde se așteaptă ca proprietarii apartamentelor din municipiu, prin asociațiile de proprietari, să ofere informații privind dorința cetățenilor de a beneficia de apă caldă. Ulterior, vor avea loc și discuții pentru stabilirea nivelului tarifului, condițiile de contractare, precum și modul în care se va realiza repartizarea consumurilor. Mai multe informații despre furnizarea apei calde în Giurgiu puteți urmări imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale. Acum avem vești bune pentru români de la guvern. Salariul minim pe economie va crește la 800 de lei, iar punctul de pensie se va mări cu 30 de lei. Este decizia guvernului pentru acest început de an, asta dacă nu mai luăm în calcul și scumpirile deja anunțate. Majorările nu sunt valabile însă și pentru pensiile sociale. Guvernul a luat decizia de a majora pensiile și salariile în acest început de an. Iar dacă majorările salariale vor fi operate de la 1 februarie, creșterea pensiilor va fi aplicată de la 1 ianuarie 2013. Astfel, punctul de pensie va crește cu 30 de lei, de la 732 la 762 de lei. În această majorare nu intră însă pensiile sociale. Acestea rămân la 350 de lei. La începutul acestui an, în diferite intervenții la canalele de televiziune centrale, reprezentanții guvernului au prezentat ca procent de majorare a pensiilor de 4%. Astfel, valoarea punctului de pensie ar crește de la 732,8 lei la 762,1 lei. Pensia ar crește cu 29,3 lei.
În ceea ce privește salariul minim pe economie, el va crește de la 700 la 750 de lei de la 1 februarie, iar de la data de 1 iulie acesta va fi majorat din nou, tot cu 50 de lei, urmând să ajungă la 800 de lei. Cei mai afectați de această majorare vor fi angajatorii din mediul privat, care vor fi nevoiți să ridice ștacheta salarială. Un singur loc de joacă din Giurgiu corespunde normelor de siguranță impuse de Uniunea Europeană. Este vorba de spațiul reamenajat anul trecut în parcul Mihai Viteazu. Chiar și acesta este prea mic și nu face față numărului mare de copii care îl frecventează. Mămicile din Giurgiu nu au foarte multe locuri de joacă la dispoziție unde îi pot duce pe cei mici. În municipiu sunt amenajate 24 de spații de joacă pentru copii, însă nu toate corespund standardelor impuse de Uniunea Europeană. Primarul Nicolae Barbu susține că 10 din aceste spații vor fi modernizate în acest an. La momentul acesta noi am inventariat 24 de locuri amenajate într-o anumită perioadă ca și locuri de joacă pentru copii. Din cele 24 am ales 10 în care să cuprindă toate cartierele de municipiul Giurgiu. Locul de joacă din parcul Mihai Viteazul este cel mai modern din oraș și este mai tot timpul plin de copii care așteaptă la rând să se joace. Spațiul de aici este mic și de aceea edilul șef are în vedere extinderea locului de joacă. În parcul Mihai Viteazul va fi amplasat un loc de joacă mult mai mare decât acesta, deci am încercat să identificăm terenul care poate fi amenajat. Noi în luna decembrie, pe ultima sută de metri, având o economie la investiții, am reușit să facem acel loc de joacă, zicem noi, conform normelor europene, cu tartan jos, mult mai sigure, dar este mic acel loc de joacă. Giurgiuvenii spun că amenajarea unor locuri noi de joacă ar fi binevenită, acestea fiind insuficiente. Sunt suficiente locuri de joacă în Giurgiu? Nu știu dacă sunt suficiente, pentru câți copii sunt. Eu cred că nu sunt, pentru câți copii sunt. Ar trebui amenajate? Ar trebui mai multe locuri amenajate, da. Mai ales acum vine primăvara. Copiii ies la plimbare, ies cu părinții, cu bunicii. Nu. Ar mai trebui amenajate? Ar mai trebui, în special tineretului, cartierul tineretului. Chiar nu avem deloc acolo și este o zonă populată totuși cu copii, dar nu avem locuri. Nu. Categoric nu. Ce credeți, ar trebui să se mai construiască? Da, mă, sigur, nu sunt convinsă de lucrul ăsta. Parcul acesta, uitați-i ce stare arată. Dacă tot ați pornit, chiar vedeți ce măsuri se pot lua. Dar primarul Nicolae Barbu susține că amenajarea și înființarea spațiilor de joacă pentru copii se află printre prioritățile administrației locale din acest an. Vremea frumoasă cu temperaturi de primăvară a pus stăpânire pe sudul țării. La Giurgiu, termometrele au arătat 13 grade Celsius. Valorile ridicate i-au scos din case pe giurgiuveni. Am avut parte în ultimul timp de zile călduroase și frumoase care ne duc cu gândul la primăvară. Și totuși, dacă ne uităm în calendar, data de 22 ianuarie înseamnă iarnă în toată regula. Nu ne spun același lucru și temperaturile ridicate care s-au înregistrat în această perioadă. Giurgiuvenii profită din plin de această vreme frumoasă și cei care au avut câteva ore libere au ieșit din case să se bucure de razele soarelui. Cum petreceți această zi frumoasă? Eu, ca pensionară, cum să o petrec? Mai ies pe stradă să mai plin. Puțin mă plin, că sunt pensionară, tânără pensionară. Merg la nepoței să-i ajut la teme, să le pregătesc masa și să mă bucur de soarele ăsta care e așa de frumos și așa de curat, în aer curat. E foarte bine, dar deocamdată mai avem de iarnă, să știi. Vă plimbați? Da, ne plimbăm, avem treabă, da. Foarte frumos! Mulțumim Dumnezeu pentru căldură și sănătate, așa cum suntem. Chiar îi mulțumim Dumnezeu, toți îi mulțumim lui. Vorba aici cu coleg. Ați ieșit pe bancă? Da, la soare. Cum vi se par temperaturile? Frumos, bun. Pentru iarna acum, vă sunt bine. Pentru că nu mi se pare de vineri ce face. Atunci giurgiuvenii au luat cu asalt și parcurile, dar și locurile de joacă pentru copii, unde cei mici s-au distrat pe cinste. Dacă până astăzi temperaturile au fost ridicate, meteorologii anunță că nisorile revin. Așadar, vom spune din nou bun venit iernii de zilele următoare.
Oferta cercurilor de la Palatul Copiilor din Giurgiu este una generoasă. Aici întâlnim diversitate, iar disciplinele abordate țin cont de tendințele vremii și de pasiunile micilor cursanți. Talentele, aptitudinile și, de ce nu, viitoarele profesii se dezvoltă și se cizelează cu succes la Palatul Copiilor din Giurgiu. Copiii, care simt că pot face mai mult decât să bată mingea pe maidan, găsesc aici oferte atractive de petrecerea timpului liber și, de ce nu, oportunități de instruire și educare. Cercurile sunt atât artistice și sportive, dar și vocaționale. Alături de sport și arte, juniorii pot aprofunda domenii ca matematica aplicată în tehnica de calcul, ecologie, dar și studii europene. Pentru că fac lucrurile cu pasiune, copiii câștigă premii și recunoaștere națională. Am obținut și premii. Primul premiul întâi a fost luat, câștigat de Mirica Ioana Bianca. Participarea fiind la Festivalul Național de Datin și Obiceiuri de Iarnă. Tot locul întâi a luat și Burcea Aura. Premiul întâi a mai fost câștigat și de Filip Ioana și de Negreanu Cosmina. Profesoara Elena Mustea, de la Cercul de Gimnastică Aerobică, se consideră fericită pentru că are alături o campioană care aproape este secund în pregătirea noului val. Să te plimbi prin anumite zone ale orașului înseamnă să-ți asumi niște riscuri. Vremea plăcută și temperaturile neobișnuite pentru această lună au dezvelit fețele urâte ale municipiului. Dacă pe natură nu ne putem supăra, pe concitadinii needucați, da, putem. Cât despre administrația locală, ne mai gândim. De la natură, cea care ne-a pus în fața creației desăvârșite, am învățat că mai avem de învățat. Adică până și omul, ieșit la plimbare, trebuie să realizeze dacă traseele giurgiuvene îi sunt prielnice scopului propus. Cu mașina poți accepta drumurile urbei, sigur, dacă accepti excepția care confirmă regula. Iar mersul pe jos comportă riscurile lui. Apoi, zăpada prezentă încă pe trotoare a adunat în jurul ei diferite deșeuri dezgolite de temperaturile neobișnuite pentru o lună de ianuarie. Ca pieton, de la gunoiul aproape arhiprezent, continuând cu noroiul central, a se vedea zona unor importante bănci de pe strada Vasile Alexandrii, mergând apoi pe urma descoperitorilor de bunuri reciclabile sau refolosibile din pubele, ca pieton, ziceam, poți avea trista imaginea giurgiuveanului stârnit la o plimbare de primăvară venită în timpul iernii aflată în ianuarie. Și dacă giurgiuveanul din mine, catalogat ca rău intenționat, așa vede lucrurile, analizați ce ar gândi vizitatorul străin de oraș al unor zone din urbea noastră, că despre administrație și educație, o mai vorbi. TV Giurgiu, un loc unde tinerii se afirmă ca jurnaliști, dar și ca realizatori de emisiune. În această seară, la ora 21, debutează emisiunea Suflet Tânăr, realizată și moderată de doi elevi de la liceul Ion Maiorescu. Noi le urăm succes și le spunem că suntem cu ochii pe ei. Grila de programe a TV Giurgiu se îmbogățește din această seară de la ora 21 cu o nouă emisiune. Gazdele emisiunii Suflet Tânăr vor fi doi tineri inimoși, ambițioși, care își doresc să fie liantul dintre școală, tineri și problemele specifice adolescenților. Ți-ar plăcea să vezi la TV o emisiune despre noi tinerii din Giurgiu? Bineînțeles, cum să nu vreau. Toată lumea cred că ar trebui să vrea asta. Tu ce crezi, Răzvan? Și o să ai aceeași părere cu tine, dragul meu prieten, Radu. De ce ți-ar place să vorbim? Nu știu, despre școală, despre lucruri tinerești care ne fac pe noi să ne distrăm și ne fac zilele bune. Tu ce crezi, Răzvan? Cred că orice subiect ar fi potrivit. Cristina și Adrian, moderatorii acestei emisiuni, își doresc ca în fiecare seară de marți să intre în casele dumneavoastră cu dezbateri despre generația tânără, cu invitați de excepție, cu reportaje, dar și cu răspunsuri la probleme
problemele pe care tinerii giurgiuveni le întâmpină. Uniforma școlară, locurile de distracție, tendințe în modă sunt câteva dintre subiectele pe care Cristina și Adrian le vor dezbate în direct în această emisiune. Moderatorii emisiunii vă așteaptă și pe pagina lor de Facebook, emisiunea Suflet Tânăr, unde puteți posta impresii, sugestii, critici, dar și propuneri de subiecte pentru emisiunile viitoare. Cum va fi miercuri, vremea în Giurgiu, aflăm din rubrica Meteo. Bine v-am găsit! Valorile termice se mențin ridicate în această perioadă în sudul țării. Trecător vor fi precipitații predominant sub formă de ploaie. Miercuri vremea se răcește în aproape toată țara, însă în Muntenia temperaturile depășesc cu 10 grade valorile normale ale acestei perioade. Chiar dacă timid, soarele își va face apariția. Miercuri la Bolintin Vale și la Mihăilești se vor înregistra 7 grade Celsius, 9 grade vom avea la Ghimpați și Hotarele, iar la Comana și Izvoarele 8 grade Celsius. La Giurgiu termometrul va indica 10 grade Celsius. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florentina, numai bine! Încheiem jurnalul cu pastila zilei. De la puștii dependenți de singurul loc de joacă amenajat conform normelor europene la veteranii care își vor folosi drepturile pierdute în ultimii 3 ani, toți giurgiuvenii așteaptă apa caldă dispărută și ea din locuințe în urmă cu mai bine de 10 ani. Până atunci așteptăm mărirea salariului minim, poate așa ne va reuși plata facturilor și dacă această ultimă acțiune nu va avea succes, așteptavom întoarcerea studenților din Germania pentru a ne învăța că trebuie să ne strângem gunoaiele. Știrile TV Giurgiu se încheie aici, rămâneți cu noi, urmează o ediție specială, iar apoi Mariana Brăgaru vă așteaptă la emisiunea Punctul PI. De la ora 21 puteți urmări emisiunea Suflet Tânăr. Eu sunt Nicoleta Pană, vă doresc numai bine!